Numărul studenților plecați peste hotare crește cu aproximativ 20% de la an la an. Pentru a afla adevăratul motiv al acestei plecări, am hotărât să întrebăm însă și studenții și elevii al acestor școli și universități din capitală. De ce se duc tineretul, da? Pentru că aici aduc și o perspectivă. N-au și termină instituțiile și de lucru n-au și alte și renoi. Pur și simplu n-au motivația de a încerca de a face ceva aici. E mult mai ușor să găsești scuze sau să nu faci ceva acasă, pentru că există și stereotipul că așa cum peste hotare ar fi mai ușor, dar cine într-adevăr depune efort și dorește să facă ceva, poate să facă și acasă. Cred că e mai mult o tendință generală care urmează tinerii fără să analizeze perspectivele și posibilitățile care le au. Fiindcă aici nu e posibilitate să nu se plece aici, fiindcă ca să vieți în țară la noi te să plătești. Dar lumea doar nu are bani să plătească și lumea se duce. Cum ходят молодежи страны? Почему ходят учиться и работать? Потому что там перспектива есть у людей получить образование, свою построить жизнь дальнейшего. У нас все-таки немножко здесь коррупции в стране достаточно много. И образование здесь тоже хорошее получают, но люди не могут устроиться на работу, потому что хорошие места заняты, а молодежи много выпускается, они не могут получить работу. Это так, ну, ляжунчик, ще строяска. Да, la noi foarte greu. Prețurile sunt mari, e greu și transportul se scumpiește și tot și ele, și lumină, tot, e greu. N-ar putea. Nu, învață și pleacă. Probabil mai bine acolo. Nu pot să vă spun. Condițiile poate sunt mai bune. Și pe care opinie contează? Și opinia dumneavoastră inclusiv contează foarte mult pentru noi. Posibil că peste hotare munca tinerilor și efortul lor este mult mai apreciat decât la noi. Și plus locurile de muncă sunt mult mai plătite și mai multe oportunități de dezvoltare și creștere profesională, cred că sunt. Considerați că Moldova e posibil un astfel de viitor? Un viitor mai bun? Cred că totul depinde de noi, de tineri. Totul este în mâinile noastre, în forțele noastre. Poate dacă vom aplica un efort mai mare, posibil. Posibil. Și mult молодежь все-таки уходит из нашей страны учиться и работать? Потому что у нас очень трудно. E foarte rău, dar se vede o masă de oameni care pleacă în continuu. Când treci pe la ambasada română și vezi cât lume stă acolo în rând, îți faci impresia că se duce în fiecare zi, se rupe din Moldova și pleacă. Păreri de rău, cei care pleacă nu mai vin înapoi. Și ăsta e cei mai mari bogății sunt oamenii. Cu păreri de rău, administrația, parlamentarii noștri nu-și dau seama că vând pământurile noastre, vând oamenii noștri. De ce pleacă? Da. Ce, nu se vede ce? E mare criză în Moldova, de aceea cred că, nu știu. Considerați că Moldova e posibil un viitor mai bun pentru... Consider că e posibil, da, e posibil. Numai că trebuie toți împreună să facem ceva ca să schimbăm. Dar așa, sigur, fiecare singură aparte nu poate schimba nimic. Cred că de situația, de viață. Salarii minime, știți? Bani cred că n-ajung. Considerați că în Moldova este posibil un viitor mai bun pentru specialiști? Cred că 50-50, nu știu, nu pot să vă spun. Потому что никому мы, наверное, не нужны другие мысли. Люди, которые садятся в кресло, в теплое, то они уже забывают обо всем. Тот и... Ну, май пин роди, пин... Considerați că Moldova e posibil un viitor mai bun pentru specialiști? Dacă ar să apuci de tineretul, să rămână aici, să apuci de mai mult tineret în politică, în toate instituțiile, în toate estea, eu socot că ar fi bine ca să trăim o țară ca în toată lumea, să nu... Copiii mei tot au vrut să plece și am plâns un an de zile și nu le-am dat voie. Se vede că e mai cult și mai capabili stau la noi, sunteți la conducere numai, la noi învață ghinii numai și care sunt la conducere. Dacă care săracul la țară trăiește, apoi lui îi vine greu. Salariul e mic, lumea nu lucrează, pensia e mică și se duc copiii după hotară. Și așa am aflat de ce tineretul nostru pleacă din țară. Avem nevoie în mod urgent de schimbări și de reforme, cât în mod politic, atât și în sistemul educațional.
pentru a avea un trai decent. Totuși tinerii noștri speră la un viitor mai bun la noi în țară. Mersi mult, o bine a dumneavoastră a fost pentru dumneavoastră.